Bună bine v-am găsit, sunt Marius de la Brugat, cu noi și vă invit să urmăriți în continuare review video al smartphone-ului Renovo Vibe X2, unul dintre cele mai interesante smartphone-uri, atât în ceea ce privește designul cât și hardware-ul. Avem de a face cu primul smartphone cu design stratificat, are patru straturi cu diverse culori și cu diverse mărimi, după cum puteți vedea stratul pe care este așezat, ecranul are o dimensiune ceva mai mică decât straturile pe care se află alte componente. Ei bine, pe partea din față, pe lângă ecranul Full HD de 5.5, observăm camera frontală pentru selfie-uri, difuzorul pentru apeluri și trei butoane, butonul pentru meniul Home, butonul pentru întoarcerea în meniului anterior și butonul pentru setări. Pe partea dreaptă, a carcasei, găsim butonul pentru pornire închidere aparat sau blocare de blocare de ecran, butoanele pentru volum, pe partea de sus avem un fagec pentru conectare la un set de căști, pe partea stângă avem sloturi pentru, car pentru SIM, pe partea din spate găsim camera principală cu rezoluție 13 megapixeli însoțită de un briț. Pe partea de jos avem difuzorul, veți auzi în curând într-un joc cât de puternic este acest difuzor, iar pe partea de jos avem mufa pentru cablul micro USB, pentru conectare la calculator sau la încărcător. În ceea ce privește dotările acestui telefon, trebuie să vă spun că Renovo Vibe X2 se încadrează în clasa high-end-a telefonelor mobile. Are un display de 5.5 Full HD, un procesor MediaTek Octa-Core tactat la 2 GHz, 2 GB de memorie RAM, o memorie internă de 32 GB, camera, am menționat rezoluția, o mai menționez încă o dată, de 13, camera principală, respectiv 5 megapixeli, camera pentru selfie în ceea ce privește software-ul, Renovo Vibix 2 urmează Android KitKat, personalizat cu interfață proprie Renovo, suport standardul 4G, iar acumulatorul are capacitate de 2300 mAh, rezistă o zi și jumătate în condiții de utilizare medie. În ceea ce privește rularea jocurilor, voi deschide imediat un joc foarte cunoscut, Asphalt 8

Detaliile grafice sunt impresionante. Navigarea pe internet se face rapid, după cum spuneam, smartphone-ul suportă standardele 4G. În ceea ce privește utilizarea de zi cu zi, este foarte ușor de ținut în buzunar. Rulțate de doar 120 de grame îl transformă într-un gadget foarte atrăgător pentru reprezentantele sexului frumos. Voi deschide o altă aplicație și anume Antutu. Iată rezultatul, este unul excelent. Aproape 48.000 de puncte. Se creasează pe locul 3 în această ierarhie. Nu eram conectat la internet când am rugat testul. Am deschis încă un joc. Să vedeți cât de rapid se lansează Angry Birds. Avem și mai multe aplicații preinstalate: aplicațiile Google, aplicații pentru securitate. Bineînțeles că avem și un browser de fișiere, mai multe jocuri preinstalate, mai multe aplicații utile. În concluzie pot spune că Renovo Vibix 2 este un smartphone bun la toate, foarte atrăgător, accesibil, are un preț mai mic decât al altor telefoane din clasa high-end și va atrage cu siguranță foarte mulți cumpărători. Aștept părerea voastră despre acest telefon și vă invit să recomandați alte gadget-uri Renovo pentru teste.